Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Vom deschide liniile și către voi pentru că vă așteptăm întrebările. O temă foarte importantă astăzi, simplu, sănătatea noastră. Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, este în aceste momente în studioul Europa FM. Domnule doctor, bună ziua, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație și salut și ascultătorii dumneavoastră. Le spunem celor care ne urmăresc acum, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl pot apela și pot intra în direct cu noi în această seară, pentru că întrebările sunt foarte multe. Vedem în București astăzi, domnule doctor, vreau să vorbim despre situația la zi, vreau să vorbim și despre faptul că mâine debutează vaccinarea populației cu doza de rapel. Vorbim și despre acest certificat digital privind COVID obligatoriu, e un proiect în dezbatere deocamdată, obligatoriu pentru personalul medical. Vreau să începem cu situația la zi, vedem rata de infectare COVID în București care ajunge la aproape 5 la mie, 4,95 la mie. Cum stăm în capitală și cum stăm în țară? Vă sperie rata de pozitivare? Evident că ne îngrijorează, pentru că nu avem de unde să știm unde ne vom opri, care va fi momentul în care ajungem la acea fază de platou. Faptul că în ultimele 24 de ore am avut o rată de pozitivare a testelor de aproape 20%, înseamnă enorm, înseamnă un potențial foarte mare de a genera multe cazuri de aici înainte, de a avea un număr, bine, probabil că vor fi peste 7-8 mii de cazuri, poate chiar mai mult, însă vom vedea până la urmă care va fi exact numărul de cazuri raportate, dar ce este important este următorul lucru. Suntem pe o pantă ascendentă, suntem pe o creștere exponențială. Varianta Delta este dominantă, generează majoritatea cazurilor pe care noi le avem astăzi diagnosticate, se răspândește cu ușurință în rândul populației, cu precădere în rândul populației nevaccinate și în rândul populației care are o frecvență crescută de expunere și de interacțiune și mobilitate crescută și nu întâmplător, de pildă în marile aglomerări urbane, acolo unde densitatea populației este crescută, chiar dacă avem o rată mare de acoperire vaccinală, cum este capitala, avem totuși un număr important de cazuri pozitive. Asta nu înseamnă că aceste cazuri apar la persoane vaccinate, pentru că statistic, uitându-ne la toate cazurile raportate într-o săptămână la nivel național, peste 77% dintre ele sunt la persoane nevaccinate. Restul, într-adevăr, sunt la persoane vaccinate incomplet sau vaccinate cu schemă completă. De asemenea, dacă ne uităm la numărul de decese și iarăși vedem câte erau la persoane vaccinate, respectiv nevaccinate, peste 91% erau la persoane nevaccinate. Majoritatea pacienților care astăzi ajung cu forme severe și au nevoie de internare în secția de terapie intensivă sunt persoane nevaccinate. Și atunci ne punem întrebarea firească, ce putem face să limităm creșterea exponențială a numărului de cazuri. Avem două mijloace importante. Unul, masca de protecție este cea care limitează foarte mult răspândirea virusului, pentru că în felul ăsta blocăm pătrunderea virusului în organism și vaccinarea. În cazul în care ne infectăm, prin vaccinare reducem riscul de a face o formă severă, lăsând la o parte că vaccinarea în sine ne reduce riscul să ne infectăm. Pentru varianta Delta, acest risc este undeva de 4 ori mai redus decât la o persoană nevaccinată. De ce întâlnim cazuri acum la persoane vaccinate, cazuri de infecție cu varianta Delta? Tocmai pentru că se multiplică mult mai ușor, determină cantități de virus de 1000 de ori mai mari în organismul unei persoane infectate și reușește să evadeze, să păcălească parțial răspunsul imun, chit că vorbim de răspunsul imun după boală sau răspunsul imun după vaccinare. Și atunci, evident, avem aceste cazuri de infecții și la persoanele vaccinate, însă riscul de infectare, așa cum am spus, este mai mic și riscul de transmitere este mai mic în cazul în care vorbim de o persoană care este testată pozitiv fiind vaccinată. Pentru că există această fereastră de contagiozitate care e mai scurtă la persoanele vaccinate, comparativ cu cei nevaccinați. Având în vedere că vaccinat fiind,
odată cu infecția, nivelul anticorpilor anti-spike, cei neutralizanți, cei protectori, cresc foarte repede în prima săptămână de evoluție a bolii și limitează mai departe multiplicarea virusului și, practic, debarasarea se face mult mai rapid. Și evoluția bolii, în general, e mai ușoară, durata de spitalizare este mai redusă. Și totuși sunt voci care poate vă ascultă acum, domnule doctor, și spun așa: de ce aș mai avea încredere, domne, dacă, iată, asistăm din nou la explozie de cazuri? De ce să mă vaccinez dacă și vaccinatul face boala și poate să ajungă la spital? Noi tot timpul vorbim de riscuri. Noi nu putem vorbi în valori absolute de 100%, evident. Vorbim de un risc mai mare sau un risc mai mic de a face infecția cu această variantă Delta. Este clar că cel mai mare risc de a se infecta îl au persoanele nevaccinate și, evident, persoanele care, în general, neglijează respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii bolii. Un risc intermediar îl au persoanele care sunt vaccinate incomplet, care, practic, au o singură doză în condițiile în care trebuie să facem cele două doze de vaccin, și un risc mic de infectare la persoanele care sunt vaccinate și care respectă, evident, și celelalte măsuri de prevenire a infecției. Măsurile pe care le știm cu toții. Deci, practic, în felul acesta, noi putem, prin vaccinare și utilizând și respectând cât mai mult posibil celelalte măsuri de prevenire a răspândirii virusului, putem să limităm circulația lui în rândul populației, limităm creșterea numărului de cazuri și limităm numărul de forme grave de îmbolnăvire. Uităm la țările care au o rată mare de acoperire vaccinală și vedem că, în ciuda faptului că numărul de cazuri a crescut, totuși nu a crescut în paralel și numărul de internați și numărul de decese. Deci, practic, a apărut o decuplare a creșterii cazurilor față de creșterea formelor severe și respectiv a deceselor. Și mai e un aspect important, s-a tot vorbit de ce în Israel, de pildă, o țară care a fost printre primele care au atins o rată de acoperire vaccinală de peste 60%, totuși astăzi avem o creștere importantă a numărului de cazuri. Într-adevăr, există un scenariu cât se poate de clar în Israel în momentul de față, în care numărul de cazuri este în creștere, dar trebuie să înțelegem că pentru varianta Delta, acea imunitate colectivă de care vorbeam inițial, 60-70%, nu mai este suficientă. Noi avem nevoie de o imunitate de grup în momentul de față de 80-90%, și atunci când ai 60% imunitate colectivă, când reduci și renunți la majoritatea restricțiilor și, cel mai important, la folosirea măștii de protecție în spații interioare și în zonele supraaglomerate, în momentul în care nu te confrunți cu varianta Delta și intră într-o populație și devine rapid dominantă, bineînțeles că vei avea o creștere a numărului de cazuri. În primul rând că 60% acoperire vaccinală nu este suficientă ca să limiteze creșterea numărului de cazuri. În al doilea rând, varianta Delta se răspândește foarte ușor, în primul rând, în rândul celor care sunt nevaccinați sau care nu trecuseră prin boală. Și, în al doilea rând, în Israel, ceea ce se mai întâmplă în momentul de față, au o politică de testare foarte, foarte agresivă, în sensul că accesul la testare este foarte extins, se testează foarte mult, aproximativ cu 30-35% mai mult decât în valul precedent, și atunci se identifică foarte multe infecții care sunt asimptomatice, pentru că și testarea extinsă, prin identificarea precoce a cazurilor și izolarea lor, este o altă măsură prin care noi putem limita răspândirea. Odată ce găsim mai multe persoane pozitive și le izolăm, supraveghem contactii, bineînțeles că putem în felul acesta să reducem răspândirea virusului. Ne uităm la un alt exemplu, foarte pe scurt îl prezint, Danemarca. Au menținut restricții pe toată perioada verii, inclusiv, evident, după ce varianta Delta a început să circule tot mai intens la nivelul Europei, au extins testarea și au accelerat campania de vaccinare. În momentul în care au depășit 80% sau aproape 80% au ajuns la rata de acoperire vaccinală, au renunțat la majoritatea restricțiilor. Pentru că, având un procent deja suficient de mare de persoane vaccinate, circulația virusului începe să scadă foarte mult și, ca atare, în Danemarca nu se constată o creștere a numărului de cazuri după renunțarea la restricții. Credeți că ne va fi mai rău decât anul trecut, în aceeași perioadă? Potențialul de creștere a numărului de cazuri este extraordinar de mare.
prin simplu fapt că vorbim de o variantă virală de două ori mai contagioasă decât variantele precedente. Și dacă în trecut o variantă virală general trei cazuri secundare, deci practic o persoană bolnavă putea să genereze două, trei cazuri secundare, în momentul de față, în medie, poate să genereze o persoană bolnavă alte 6-7 cazuri secundare. Deci viteza de propagare și de răspândire a virusului este mult mai mare. Și atunci, ținând cont de faptul că totuși în România rata de imunitate colectivă prin boală, prin vaccinare, este estimată la circa 50%, cu variații, evident, de la un județ la altul, nu este suficient pentru a bloca sau pentru a încetini foarte mult răspândirea virusului. Avem în continuare sute de mii de persoane care sunt susceptibile la boală, susceptibile la îmbolnăvire. Foarte important pentru noi este ca aceste sute de mii de persoane să nu se infecteze în același timp, să nu se infecteze toți odată sau într-un interval relativ scurt de timp, pentru că asta, într-adevăr, ar bloca sistemul medical și ar bloca tot ce înseamnă activități. De asta, la debutul pandemiei, ne aducem aminte cu toții, se vorbea de aplatizarea curbei. Asta trebuie să facem și noi acum, să aplatizăm curba, și putem face asta printr-o implicare individuală, printr-o responsabilitate mult mai mare, prin solidaritate, respectând cu strictețe măsurile de prevenție și, pe de altă parte, prin vaccinare. Și mă uitam astăzi într-un mijloc de transport în comun, oameni care nu purtau masca, tineri, în același timp vorbesc cu oameni din Germania, din Franța, unde pot să vă spun că oamenii se simt rușinați dacă sunt surprinși nerespectând măsurile de prevenție. Adică e o chestiune care ține de bun simț, ține de responsabilitate. Nu poți să te duci într-o comunitate, să nu porți masca, să neglijezi complet celelalte măsuri de prevenție, punând sănătatea altora în pericol. Adică e un lucru care ține până la urmă de educație și trebuie să înțelegem că aceste măsuri nu sunt puse de dragul de a avea măsuri, ci sunt puse pentru a proteja sănătatea publică și colectivitatea. Pentru că în același mijloc de transport în comun pot să fie oameni vulnerabili, pot să fie oameni care au boli oncologice, pot să fie oameni care au probleme de imunitate, oameni care poate chiar s-au vaccinat, dar din cauza bolilor subiacente nu au dezvoltat un răspuns imun suficient de protector. Cred că e important să ne gândim la cei din jurul nostru foarte mult. Mâine debutează vaccinarea cu doza de rapel. Cine, domnule doctor, se poate vaccina de mâine și cum se desfășoară totul? E nevoie sau nu de programare în platformă? Pot să merg sau nu la medicul de familie? Mâine la 8, dacă mă duc la un centru, pot să mă vaccinez? Într-adevăr, mâine debutează administrarea celei de-a treia doze sau doza de rapel, inclusiv în țara noastră. Singurul criteriu de eligibilitate în momentul de față este să ai cel puțin 6 luni de la cea de-a doua doză de vaccin. Întrebarea pe care firesc fiecare om și-o pune: am nevoie neapărat să fac această doză de rapel? Da, ferm recomandată este această doză de rapel persoanelor vulnerabile, adică aici vorbim de cei cu vârstă de peste 65 de ani, cei care sunt în evidență cu afecțiuni cronice, cei vulnerabili, așa cum îi numim, indiferent de grupa de vârstă din care fac parte, și cei care au un risc foarte mare să se îmbolnăvească, risc de expunere, cum e personalul medical, personalul din învățământ. Și atunci, celelalte categorii populaționale, care au totuși cel puțin 6 luni de la vaccinarea completă, ei se pot prezenta și pot beneficia de vaccinare. Dar nu este cumva ferm recomandat ca mâine să facă acest lucru. Dar toate categoriile populaționale care au cel puțin 6 luni de la schema inițială se pot prezenta la vaccinare. Cum mă vaccinez efectiv? Fie mă prezint direct la un centru de vaccinare de mâine dimineață, după ora 8, în funcție de programul de lucru al fiecărui centru. În principiu, majoritatea au programul extins, au revenit la activitatea normală de 12 ore. Sau... deci, fără programare, direct cu buletinul, acolo voi fi, se efectuează aceeași procedură de obținerea consimțământului informat și triajul medical și se efectuează verificarea persoanei în Registrul Electronic Național și vom vedea dacă are cel puțin 6 luni de la doza 2 sau nu. Cine nu are 6 luni, evident că are opțiunea să se programeze în platformă în momentul în care va îndeplini 6 luni. Altfel, există alternativa să îți faci programare în platformă, ea este în momentul de față în curs de testare. Platforma a fost optimizată, se fac ultimele teste de securitate și de a fi dată în producție. Probabil că în această seară am confirmarea de la colegii noștri de la STS că va fi dată spre producție. Ceea ce înseamnă că oamenii au această opțiune să se și programeze în platformă și atunci ai certitudinea că dacă ești programat
teoretic vei beneficia de vaccinare. Ne așteptăm ca un număr mai mare de persoane să se prezinte la centrele de vaccinare și chiar să existe aglomerări în anumite centre, mai ales în primele zile. Avem, evident, sunt persoanele care așteptau de mult să facă cea de-a treia doză, care dacă te-ai vaccinat cu AstraZeneca, ce folosești acum? Pfizer sau Moderna? Unul dintre cele... recomandare? Nu, recomandările experților și în celelalte țări s-a adoptat aceeași recomandare. Este unul dintre cele două tipuri de vaccinuri. Fie de la compania BioNTech Pfizer, fie de la compania Moderna. Pentru persoanele vaccinate cu Johnson & Johnson, pentru moment nu există o recomandare pentru o doză de rapel. Probabil că în următoarea perioadă vom acumula mai multe date științifice și vom vedea care e momentul la care ar trebui să facă un rapel și cu ce tip de vaccin. Iar persoanele care au fost vaccinate la primă schemă cu vaccin pe bază de ARN mesager, cu Pfizer sau Moderna, recomandarea de primă intenție este să facă același tip de vaccin la rapel. Dar pot să opteze pentru un alt vaccin, adică să schimbe vaccinurile între ele, deci să permite acest lucru, doar că recomandarea noastră firească este să continue același tip de vaccin. Dacă nu fac parte din categoria care are prioritate, pot să mă duc să mă vaccinez? Noi, să știți că aici nu vorbim de prioritizare, vorbim de nivele de recomandare. Bun. Și aici cei, cum am spus, vulnerabili și cei cu risc de îmbolnăvire, cu risc mare de îmbolnăvire, au un nivel foarte crescut, foarte înalt de recomandare să facă această doză de rapel. Altfel, toți ceilalți care nu se încadrează în aceste grupe populaționale pot să beneficieze de doza de rapel, evident, și să facă acest lucru fie cu prezentare directă, fie prin programare în platformă. Deci poate merge oricine. Oricine are 6 luni de la schema inițială de vaccinare. Cum credeți că poate România să vină în număr mai mare la vaccinare? Credeți că o va face acum când dați liber la doza a treia, se gândesc oamenii, băi, nu m-am vaccinat, hai totuși să o fac? Probabil că pentru un anumit segment populațional va fi un motiv în plus, poate, să se vaccineze. Gândindu-ne că apare un decalaj, vor fi oameni care vor avea o primă vaccinare plus rapel și oameni care sunt deloc vaccinați. Și atunci, eu cred că o parte dintre ei vor decide în favoarea vaccinării, și aici mă refer la cei care au ezitat până la acest moment. De asemenea, mai sunt încă două motive pentru care cred că oamenii vor începe să se prezinte într-un număr mai mare în centrele de vaccinare, și anume teama de boală, teama de a se îmbolnăvi, teama de a face o formă gravă de boală, care este cât se poate de reală, și vedem că zilnic avem 150-160 de persoane care sunt reinfectate, persoane care au avut COVID cu mai mult de 6 luni în urmă și care, din păcate, se reinfectează cu această variantă Delta, ceea ce confirmă ce au spus în aceste luni și experții la nivel internațional, faptul că imunitatea post-boală nu este suficient de protectoare față de varianta Delta. Cum nici imunitatea după vaccin, vedem că avem anumite cazuri de infecții și la persoanele vaccinate. Categoric, există un grad de protecție atât după trecerea prin boală cât și după vaccinare. Și de asemenea, un alt aspect care cred că va încuraja sau va determina o parte dintre persoane să opteze pentru vaccinare este anticiparea obligativității folosirii certificatului digital. Pentru că este mult mai comod, evident, să fii vaccinat decât să faci testări periodice. Vrei să mergi la cinema, trebuie să ai grijă a faptului că ai nevoie de test, trebuie să generezi certificatul și așa mai departe. Când va fi obligatoriu ca doza a treia să fie inclusă în certificat? În momentul de față, legislația din România se supune, într-un fel sau altul, este aliniată cu cadrul legislativ european. În momentul de față, în Europa este suficientă vaccinarea cu două doze pentru a permite accesul liber în celelalte țări, dar asta nu exclude faptul că anumite țări nu pot să decidă faptul că vor recunoaște schemă completă de vaccinare persoanele care au cele 3 doze efectuate. Tocmai de aceea, chiar dacă în momentul de față certificatul digital va fi suficient cu 2 doze pentru scheme de vaccinare care au 2 doze sau o singură doză, dacă vorbim de Johnson & Johnson, dar odată ce o persoană primește și cea de-a treia doză, doza de rapel, dacă generăm din nou certificatul digital, el va apărea cu cele 3 doze. Dar, repet, persoanele care au 2 doze au
au o recunoaștere, au o validare a certificatului digital fără absolut nicio problemă, nu se consideră la acest moment o schemă incompletă. Avem reacții adverse noi sau diferite la doza a treia? Cea mai mare experiență este obținută în Israel, unde sunt circa 3 milioane de doze administrate, unde cam 50% din populația eligibilă, adică populația vaccinată inițial, a primit deja și doza a treia, cei peste 60 de ani, într-o proporție de peste 85%, au primit doza a treia. Profilul de siguranță arată că nu se modifică cu nimic față de doza 1 sau față de doza 2. În valoarea absolută și raportat la numărul de doze efectuate, m-am uitat pe datele de siguranță, numărul de reacții adverse raportate a fost semnificativ mai mic decât la doza 2, dar aici, evident, și autorii din Israel bănuiesc același lucru, o subraportare, faptul că populația este deja cumva învățată cu acele efecte adverse, acele reacții adverse comune la locul de administrare, durerea locală sau febra, și nu mai sunt raportate. Altfel, reacțiile adverse serioase nu sunt la o frecvență mai mare decât cele pe care noi deja le cunoaștem. Va deveni vaccinarea obligatorie, domnule doctor, și vă întreb acest lucru pentru că vreau să vorbim despre certificat digital privind COVID obligatoriu pentru personalul medical. E un proiect în dezbatere și care presupune așa, potrivit documentului, personalul medical de la stat sau de la privat e obligat să prezinte acest certificat, care trebuie să ateste așa, fie vaccinare, fie perioada ulterioară confirmării infectării, fie un rezultat negativ al unui test real-time PCR sau al unui test antigen rapid, pe care, atenție, omul îl va plăti din buzunar. Asta înțeleg. Și există și această posibilitate, ne uităm pe proiect, în cazul în care personalul medical nu prezintă certificatul, se reglementează suspendarea de drept pe o perioadă de 30 de zile a contractelor. Și dacă după cele 30 de zile de suspendare contractul personalului medical în baza căruia își desfășoară activitatea încetează de drept, iar pentru personalul din unitățile private care cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea suspendării, fie încetarea contractului în baza căruia își desfășoară activitatea. Deci, practic, oamenii pot să-și pierdă locul de muncă în curând, dacă avem date clare și trece proiectul, dacă nu prezintă acest certificat care să ateste fie vaccinare, fie trecerea prin boală, fie test pe care îl plătește din buzunarul propriu. Ce înseamnă asta? Sigur, este, din acest punct de vedere, va fi mult mai comod să fii vaccinat, pentru că te scutește și de această grijă permanentă să îți faci un test tot timpul, pe care îl plătești și evident tu, costurile asociate care rezidă din această testare periodică, care la un moment dat s-ar putea să fie suficient de mari încât să nu-ți mai dorești să te testezi periodic, dar întorcându-ne la problema medicală și de fond, faptul că te testezi periodic, asta nu modifică sub nicio formă riscul tău de a te infecta. Singurul lucru pe care poate ți-l aduce testarea periodică este riscul să infectezi pe alții, dar riscul tău este practic același. Tocmai de aceea trebuie să înțelegem că anumite sectoare din societate, cum este sectorul medical, este foarte important să fie păstrat la capacitate maximală din punct de vedere operativ, tocmai pentru că suntem în plină pandemie și oamenii au nevoie de asistență medicală. Nu ne putem, gândiți-vă ce înseamnă să ai un spital, un focar într-un spital cu doctori, cu personal medical care este izolat, care nu poate să-și desfășoare activitatea din acest motiv. Și până la urmă, vorbim de vaccinare. Personalul medical, dacă personalul medical nu are încredere în știință, în progresele științifice, în vaccinare în general, atunci este greu să mai ai pretenție de la alte categorii populaționale care nu au acest profil științific medical. Tocmai de aceea, cred că în momentul de față trebuie să existe un echilibru în ceea ce privește anumite măsuri. Și așteptarea societății este foarte mare de la anumite categorii profesionale, cum este de la personalul medical, care, vorbim totuși de o rată de acoperire vaccinală de circa 70% la nivelul unităților spitalicești, mai mare la medici, ușor mai redusă la asistenții medicali. Totuși, pentru varianta Delta este insuficient această rată de acoperire vaccinală și este de neînțeles sau de neacceptat să ai focare de îmbolnăvire cu transmitere încrucișată de la pacienți la personalul medical sau invers
într-un spital unde omul trebuie să vină și să beneficieze de condiții maxime de siguranță, unde trebuie să aibă certitudinea că nici nu se infectează, unde trebuie să existe cumva o garanție că nu te duci cu o boală și pleci cu două sau poate nu mai pleci. Se poate extinde? E vorba de persoane vulnerabile. Această propunere? Deci această măsură cred că este logică în momentul de față. Sigur, ea o să rămână în transparență și va urma cursul ei firesc din punct de vedere al adoptării unui act normativ. Cred că dacă se va crea acest precedent, nu este exclus să se extindă și către alte categorii profesionale, care, evident, sunt critice, realmente critice, pentru funcționarea unei societăți și pentru o problemă de siguranță națională. Dacă n-ai un sistem medical în momentul de față competent, dacă n-ai un sistem medical cu suficientă resursă umană, realmente vei fi copleșit de situația pandemiei. Oamenii vor rămâne fără asistență medicală. Vei fi nevoit să apelezi la ajutor umanitar din afara țării, ceea ce este cumva, iarăși, cred că trist pentru o societate să ajungă în situația asta pentru că personalul medical nu se vaccinează într-un număr suficient de mare. Asta nu înseamnă că va reduce la zero riscul ca un cadru medical să se infecteze. Sub nicio formă. Dar, per ansamblu, sistemul medical va fi mult mai bine protejat în fața variantei Delta și în fața acestui val de îmbolnăviri și pe perioada lunilor care urmează. O scurtă mențiune, pentru că tocmai ce s-a aprobat PNRR, Ursula von der Leyen a semnat în urmă cu puțin timp Planul Național de Reziliență și Redresare. România va primi în jur de 30 de milioane de euro și o declarație interesantă făcută de președintele Iohannis, domnule doctor, în acest context. Spune președintele că a vorbit cu premierul Florin Câțu și că va exista o reevaluare a campaniei de vaccinare, să o repunem pe roate. Este o declarație susținută de Klaus Iohannis în urmă cu puțin timp. E ceva ce trebuie să știm? Vor exista schimbări în această campanie? Eu pot să vă spun că în ultimele 7 zile s-au vaccinat aproximativ 92.000 de persoane cu prima doză, spre deosebire de o săptămână anterior, în care erau circa 40.000 de persoane vaccinate cu prima doză. Deci, practic, în ultima săptămână am observat o creștere cu 125% a persoanelor nou vaccinate. Este evident că în perioada următoare nu putem să rămânem fără să facem anumite schimbări, fără să implementăm anumite măsuri, pentru că, realmente, această variantă Delta are o capacitate uriașă de a genera atât de multe cazuri, încât să fim copleșiți și ca societate și ca sistem medical. La ce alte măsuri vă gândiți? Eu cred că, în primul rând, vorbim de implementarea acestui certificat digital, care e clar că, în primul rând, este importantă respectarea implementării, adică, realmente, să se verifice autenticitatea acestor documente când vorbim de accesul la diverse activități. Doi, cred că nu trebuie să ajungem la restricții ca să înțelegem că trebuie să ne vaccinăm, că este spre binele nostru și, de fapt, pentru sănătatea noastră și nu facem pentru nimeni un favor. Nu facem un favor, poate, într-adevăr, facem un favor pentru societatea și pentru comunitatea noastră. Într-adevăr, acolo ne aducem aportul. Dar altfel nu se face un favor unei autorități sau unei instituții a statului că o persoană decide să se vaccineze. Și reevaluarea asta ar putea însemna și vaccinarea obligatorie? Eu cred că această măsură va fi ultima pe o listă a priorităților atunci când ne gândim la accelerarea campaniei de vaccinare. De fapt, realitatea este cu cât vom avea un număr mai mare de persoane vaccinate, cu atât numărul celor care vor ajunge în spital cu forme grave va fi mai mic. Și este un lucru care este vizibil în toate țările care au o rată mare de acoperire vaccinală, toate țările din vestul Europei, chiar dacă au un număr mult mai mare de cazuri zilnice decât are România, numărul de pacienți în terapie intensivă este de câteva, vorbim de zeci de cazuri și înregistrează câteva decese în fiecare zi. Deci, practic, este un beneficiu uriaș al vaccinării într-un număr mare, în special la categoriile vulnerabile, la cei vârstnici și cei care se cunosc cu afecțiuni cronice. Reevaluarea, repunerea pe roate v-ar putea viza și pentru dumneavoastră să existe niște schimbări, să primiți atribuții noi sau să vi se mai ia din atribuții? Din punctul meu de vedere, orice schimbare care până la urmă va produce rezultate mai bune într-o perioadă mai scurtă de timp sunt binevenite. Nu
Nu pot să mă pronunț asupra măsurilor care sunt avute în vedere, pentru că realmente nu le știu. Nu am asistat la aceste discuții, dar din partea mea există tot sprijinul pentru a implementa măsurile care realmente duc la protejarea sănătății publice. Vorbim despre vaccinare, mai ales că mâine debutează vaccinarea populației cu doza de rapel. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Ne așteaptă deja ascultătorii Europa FM. Luăm doar câteva momente de pauză chiar în aceste momente și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi! Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Am avut accident în luna a 5-a și nici până în ora actuală nu am reușit să-mi recuperez banii pe care i-am băgat. Mașina ai făcut-o pe banii tăi, nu? Asta. Da, am făcut-o pentru că după accident m-au oprit domnii de la RAR și ne-au luat salut. Este incredibil în ce țară trăim. Domnule Câțu, voiam să zic că sigur falimentele sunt normale. Furtul e mai puțin normal și oameni precum Angela sunt cei mai loviți. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Direct, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, este în studioul Europa FM. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Laura ne așteaptă. Te salutăm, Laura. Mulțumim foarte mult pentru că ai avut răbdare și ai stat cu noi. Bună seara. Sunt mama unui elev care urmează clasa a 8-a, are 14 ani. Este vaccinat, suntem toți vaccinați din familie. În clasă sunt doar câțiva copii vaccinați, dar nu știu câți profesori au fost imunizați. Credeți că mă pot adresa unității școlare în vederea obținerii unui răspuns privind situația profesorilor vaccinați? Mă refer în primul rând la, evident, la profesorii care predau la clasă. Și, credeți-mă, n-aș vrea un răspuns care invocă protecția datelor cu caracter personal. Știu că nu se fac teste. Adică nu vă interesează numele, vreți să știți numărul? Nu. Nu vreau să primesc un răspuns de genul nu vă putem furniza aceste date datorită GDPR-ului. Dar vă interesează să știți câți s-au vaccinat până acum? Vreau să... Evident că aș prefera ca profesorii care vin și predau în școală, la clasă, să fie imunizați. Da, este o întrebare firească pe care ascultătorii și-o pun și eu sunt părinte, tata, doi copii care merg la școală. Însă ce pot să vă spun este că aceste date numerice se pot transmite. Adică dacă se face o solicitare în acest sens, se poate răspunde că din X cadre didactice, rata de vaccinare este de 1%, 60-70%. Este variabilă de la unitate medicală, de la unitate de învățământ la alta. Însă, într-adevăr, aici intervin realmente datele cu caracter personal. Nu poți să spui că persoana cu tare este vaccinată sau nu este vaccinată, că asta ar însemna să intri în baza de date și să ai acces la datele lui cu caracter personal. Dar poți să spui că, da, în această unitate de învățământ, 80% din personal este vaccinat. Poți să soliciți date de legate de profesorii pe care copilul îi are la clasă, dar iarăși poți să spui că din 10 cadre didactice, 7 sunt vaccinate, 3 nevaccinate. Dar nu o să poți divulga numele și prenumele persoanei, pentru că, într-adevăr, aici realmente sunt date cu caracter personal care nu pot fi dezvăluite. Ai încercat? Laura, soluția aceasta e... Nu. Sunt ferm convinsă că elevii trebuie să urmeze școala fizic. Pur și simplu aș vrea să am un răspuns privind siguranța lor în cadrul școlii. Urmează o ședință cu părinții, sperăm să obțin un răspuns de genul acesta. Trebuie să-l obțineți. Aveți acest drept, să știți cât s-au vaccinat. Exact. Mulțumim foarte mult, Laura, pentru că a intrat în direct. Ni se alătură Sanda. Te salutăm, Sanda. Alo? Te salutăm și te ascultăm. Bună seara și mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a intra în direct. Am și eu vreo 2 sau 3 întrebări pentru domnul Gheorghiță și mulțumesc anticipat pentru răspunsul pe care mi-l va furniza. Prima, de ce nu se publică statistici legate de numărul de persoane care s-au reinfectat cu SARS-CoV-2, deci cele care au trecut prin boală, și de asemenea numărul de decese în rândul acestei categorii din totalul de cazuri de îmbolnăvire. Totodată, nu se face vorbire nicăieri și urmăresc și eu atât cât pot pandemia asta și evoluția ei, nu se face vorbire despre memoria
Mă auziți? Da, vă auzim foarte bine. Așa. Despre memoria imunologică a organismului trecut prin boală. Pentru că, din cele ce cunosc eu, este adevărat, nu sunt medic de formație, dar, din câte cunosc, cum spuneam, nu un nivel ridicat de anticorp este o garanție pentru organismul respectiv că va combate boala cu succes. Și lucrurile sunt legate exact de această memorie imunologică a organismului. Pe partea cealaltă mai am o curiozitate. Toată vara, cu toții am asistat la două fațete ale unei monede. Prima a fost o relaxare formidabil de mare peste tot, indiferent că era vorba de evenimente sau de vacanțe sau orice altă, alte lucruri de genul acesta. Iar pe partea cealaltă, mi se spunea în mod constant, vine valul 4, va fi un tsunami, va fi ceva îngrozitor. Și legat de această întrebare, cel puțin senzația mea în momentul acesta este că sistemul de sănătate a fost luat din nou prin surprindere. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, de exemplu, eu mi-aș fi luat cât de multe măsuri de precauție posibile în sensul pregătirii secțiilor de ATI fix pentru valul care urma să vină. Bun, hai să le luăm pe rând, Sanda, pentru a avea și răspunsurile, domnule doctor. Sigur. La prima întrebare legat de numărul de reinfectări, într-adevăr, în fiecare zi, în momentul de față, se face această raportare. De pildă, astăzi sunt raportate 126 de reinfecții la mai mult de 6 luni de la momentul infectării inițiale, de la diagnosticul inițial. Ieri, de pildă, au fost raportate 164. Uh-huh. În total, până acum, sunt aproape de 1000 de cazuri de reinfectări. Aici nu am datele exacte care este evoluția, dar din punctul meu de vedere medical, evoluția categoric este mai bună decât la o persoană care nu are niciun fel de protecție, nici după boală, nici după vaccinare. Dar este o certitudine această reinfecție la persoanele care au fost anterior diagnosticate cu COVID în momentul în care astăzi vorbim de varianta Delta. Mesajul este cât se poate de evident, varianta Delta are această capacitate de a penetra activitatea neutralizantă a anticorpilor, așa încât nu mai avem un nivel de protecție ridicat pentru infecție și nu neapărat pentru forma severă, pentru că pentru forma severă de boală avem un nivel suficient de protecție de peste 80-85%, foarte probabil atât după boală, cât și după vaccinare. În ceea ce privește întrebarea a doua, cu memoria imunologică, aici din ce în ce mai multe date științifice se acumulează și ne arată că, într-adevăr, există o corelație între nivelul de anticorpi și gradul de protecție. Cu alte cuvinte, cu cât nivelul de anticorpi este mai ridicat, cu atât protecția față de infecție și nu față de boala severă, față de forma severă, este mai ridicată. Tocmai de asta, acum, datele de pildă din Israel ne arată că dacă față de infecție schemele de vaccinare actuale au o eficiență de aproximativ 50%, cea de-a treia doză restabilește această eficiență față de infecție undeva la valorile inițiale pentru varianta alfa, adică undeva la 95%. Iar pentru forma severă, eficiența crește de undeva de la 80%, cât este la acest moment, la peste 97%. Deci asta ne arată, într-adevăr, o corelație directă între nivelul de anticorpi și nivelul de protecție. Categoric că avem și memorie imună care explică de ce persoanele care sunt vaccinate și infectate au o evoluție mai ușoară și de durată mai scurtă a bolii, tocmai pentru că se activează componentele răspunsului imun de memorie într-un timp mai scurt și nu mai este nevoie de 10-14 zile până la apariția anticorpilor, ci în câteva 5-7 zile anticorpii cresc foarte rapid, limitează multiplicarea virusului și în felul acesta riscul de complicații este mult mai mic. Și contradicția, relaxarea din timpul verii și valul 4 care ne-a lovit teribil. Pe perioada verii, aproape că
Transmiterea comunitară ați văzut că era sporadică. Aveam în fiecare zi raportate câteva zeci de cazuri, terapiile intensive erau aproape goale. Era greu de menținut și de implementat anumite restricții, pentru că, de fapt, acea perioadă de evoluție favorabilă era așteptată de toată lumea. Era, până la urmă, un lucru pentru care cu toată lumea cu toții făcusem un efort. Parte dintre noi ne vaccinasem, ceilalți respectasem măsurile de prevenție, deci era un lucru foarte așteptat. Oamenii aveau nevoie de concedii, de relaxări și așa mai departe. Ce s-a ignorat, în schimb, a fost respectarea măsurilor de prevenție și vaccinarea. Pentru că dacă ele continuau, oamenii respectau purtarea măștii în zone aglomerate, dacă erau atenți la riscul de infectare, dacă se vaccinau într-un număr mai mare, impactul valului 4 ar fi fost mai mic. Iar legat de pregătirea sistemului medical, cred că pentru toți a fost lesne de înțeles că valurile anterioare au limitat, într-un fel sau altul, accesul pacienților cu afecțiuni cronice sau cu afecțiuni acute, non-COVID, la serviciile medicale. Ori era iarăși un lucru pe care ni l-am dorit cu toții, să creștem accesul populației care are nevoie de servicii medicale în unitățile spitalicești. A fost făcută această pregătire, doar că numărul de cazuri este într-o creștere foarte rapidă și vedem că în mod deosebit cresc numărul de persoane care au nevoie de terapie intensivă, spre deosebire de valurile precedente, unde numărul de pacienți care erau internați pe secții obișnuite sau în preterapie era semnificativ mai mare decât nevoia de spitalizare în terapie intensivă. Iar astăzi, pentru că marea parte a pacienților care sunt pozitivi rămân la domiciliu, în izolare și sunt supravegheați de medici de familie, în spital ajung în general cazurile moderat severe, cazurile critice. Evident că aici există o reziliență, există o capacitate de a crește numărul de paturi de terapie intensivă. Noi putem să creștem numărul de paturi la o valoare mult mai mare. Problema este cu resursa umană, problema este cu personalul medical, pe care trebuie să ne apucăm din nou să-l detașăm din diverse unități medicale, ceea ce este destul de dificil de făcut, dar nu este imposibil, lăsând la o parte faptul că avem nevoie să deservim și celelalte paturi de terapie intensivă pentru celelalte tipuri de afecțiuni. Afecțiunile acute, politrauma, afecțiuni oncologice, intervențiile chirurgicale de mare anvergură, toate care se întâmplă în fiecare zi, pentru că patologia nu se poate opri în loc din cauza pandemiei COVID-19. Din acest punct de vedere, este dificil să operaționalizezi într-un timp scurt un număr mare de paturi. Deci, pe de o parte, mai este o altă problemă legată de nevoia de paturi în localitățile sau în județele unde ai cea mai mare rată de pozitivare și de creșterea numărului de cazuri. Chiar dacă la nivel național avem în momentul de față paturi de terapie intensivă, nu avem paturi suficiente în municipiul București sau nu avem paturi suficiente în Cluj sau în Timișoara și așa mai departe. Deci, practic, nu există o distribuție a paturilor de terapie intensivă în raport cu nevoile și cu resursa umană. Aici mulțumim este foarte mai mult. Greu. Mulțumim, Sanda, pentru întrebările tale. Ne așteaptă și Tiberiu. Te salutăm, Tiberiu. Dacă ne auzi. Bună seara, vă aud. Am o întrebare la dumneavoastră. Ce părere aveți despre medicii și cadrele medicale care fac anticampanie de vaccinare prin poziția lor antivaccin, care își sfătuiesc pacienții să nu se vaccineze? Da, este o întrebare foarte bună. În primul rând că este o ignorare și o negare a unor date științifice cât se poate de clare, de evidente. Este o ignorare a faptului că vaccinarea în general este măsura cea mai eficientă prin care noi putem preveni bolile transmisibile. Tocmai de aceea este de neînțeles. Asta este cuvântul, nu pot să înțeleg această atitudine. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, este regretabil că cazuri izolate din rândul personalului medical refuză să se vaccineze în primul rând, dar și mai grav este că fac într-adevăr această campanie antivaccinare. La un moment dat făceau campanie chiar antipandemie, descurajau existența bolii și implementarea măsurilor care au ca obiectiv limitarea circulației virusului. Este greu de înțeles de ce se întâmplă așa, dar cum trăim într-o societate în care toată lumea este liberă să se exprime, vom avea și situații de acest gen. Mulțumim, Tiberiu. Cătălina este în direct cu noi. Te salutăm, Cătălina. Bună seara. Te salutăm.
Alo, bună seara. Te salutăm și te ascultăm. Bună seara. Bună seara. M-auziți? Bună seara, Cătălina, te auzim foarte bine. Tu m-auzi pe mine? Da. Bun, da. Perfect. Am și eu două întrebări pentru domnul doctor Gheorghiță. Vă rog. În primul rând, de ce nu se testează contactii direcți? Și a doua întrebare, ce se întâmplă cu persoanele care au trecut prin boală, au cele 100, mă rog, se încadrează în perioada aceea între 15 și 180 de zile și au certificat verde și la un moment dat, în decursul activității sau știu eu ce se întâmplă, le expiră perioada respectivă. Ei, practic, ce se întâmplă cu ei? Deci astea sunt cele două întrebări. Haideți cu a doua întrebare. Mulțumim! Mulțumesc și eu pentru întrebări. Într-adevăr, dacă au trecut cele 180 de zile de la primul test pozitiv, practic persoana respectivă este considerată o persoană cu risc crescut să se infecteze, să se reinfecteze. Deci, practic, nivelul de protecție scade atât de mult încât nu mai se consideră că trecerea prin boală aduce beneficii suficiente față de riscul de infectare și atunci, practic, nu mai poate să genereze acel certificat, pentru că va da eroare la momentul generării, tocmai din pricina faptului că se consideră, repet, că nu mai ai un nivel suficient de protecție și riscul tău de îmbolnăvire este la fel ca, sau aproape la fel ca în populația generală. Practic, ei se reîntorc la situația anterioară și atunci trebuie să ia în calcul fie să se vaccineze, fie alternativa este să se testeze periodic sau atunci când au nevoie să participe la diverse activități, unde este nevoie de acest tip de certificat. În ceea ce privește prima întrebare... Lipsa testării în cazul contactelor direcți. Aici se testează. De pildă, vă dau exemplu la copiii de la școală. Dacă într-o clasă există un caz pozitiv, copiii contactii direcți ai celui diagnosticat sunt testați. Cei care sunt contactii din aceeași clasă, toată lumea merge practic acasă, în online și la ziua 8 au posibilitatea să fie testați și în funcție de rezultate se întorc la școală sau nu. Altfel, cei care nu se testează rămân acasă până la 14 zile. Deci, în general, contactii se testează, însă aici iarăși ține, nu poți să impui această testare obligatorie, nu vrei să te testezi, oricum vei rămâne 14 zile în carantină. Cam aceasta este abordarea. Vreau să vă mai întreb un lucru. Întrebarea mea era de fapt, îmi cer scuze da, să sigur. Revin. Întrebarea mea era de fapt pacient testat, găsit pozitiv, dar cei din familie, ținând cont de contagiozitatea tulpinei Delta, nu sunt testați. Da, pentru că ei au posibilitate fie să rămână 14 zile în carantină, fie să se testeze în ziua 8, și dacă sunt negativi, vor putea ieși din carantină în ziua 10. Dacă sunt pozitivi, evident că își vor urma cursul firesc. Toți, în schimb, toți cei simptomatici, este obligatoriu să se testeze tocmai pentru confirmare. Altfel, dacă o persoană rămâne asimptomatică, poate să stea, adică trebuie să stea acasă 14 zile în carantină. Așa, și referitor la certificatele de vaccinare, mă rog, certificatele verzi, cu cele 180 de zile. Acolo mă referam strict la studenții care au nevoie de cămin, se duc și nu își pot obține cămin dacă nu prezintă acest certificat. Bun, să zicem că prezintă certificat, au trecut prin boală, dar ei obțin cămin pe baza acestui certificat, dar lor peste o lună de zile le expiră. Acolo... cele 180 de zile. Ce se întâmplă? Probabil că trebuie o altă modalitate prin care să asigurăm un risc căzut de infectare și implicit de a transmite infecția celor din jur. Adică fie se pot găsi alte soluții, vaccinarea, și organizăm în momentul de față centre de vaccinare în căminele studențești, în campusuri, și a doua modalitate, dacă se va decide, dacă se va implementa sau nu acest lucru, va fi testarea periodică. Mulțumim foarte mult, Magda, pentru întrebările tale. Mai am o întrebare, domnule doctor. Odată implementat certificatul acesta digital pentru obligatoriu pentru personalul medical, credeți că ne vor pleca medicii care nu vor să se vaccineze? Pentru că asta face certificatul, îndeamnă la vaccinare. Nu, eu nu cred asta. Trebuie să fii realmente antivaccinist convins
să iei decizia de a pleca din sistemul medical, dintr-o profesie pentru care ai muncit ani de zile și ai investit atât de mult încât din această pricină să decizi să renunți. În niciun caz, mai mult decât atât, gândiți-vă, ai putea să optezi să mergi într-o altă țară. În celelalte țări, vaccinarea pentru personalul medical, în marea parte, deja vorbim de faptul că este obligatorie. Acolo unde nu este obligatorie, oricum există aceste măsuri. Deci se implementează fie testarea periodică, din pe cheltuiala fiecăruia. Chiar astăzi vorbeam cu cineva din Egipt, unde îmi spunea că în momentul de față se limitează accesul la testare gratuită și va fi această testare obligatorie pe banii tăi dacă nu dorești să se vaccinezi, la fel și în Elveția va fi o măsură similară. Deci, practic, tendința la nivel global și la nivel european, în primul rând, pentru că facem parte din comunitatea europeană, va fi aceasta, de a implementa certificatul digital cu cele trei opțiuni. Testare, și dacă se optează pentru testare, cu siguranță că statele nu își mai permit să susțină la nesfârșit această testare periodică, că vorbim totuși de milioane de persoane care au nevoie să se testeze. Există un efort al întregii societăți de a pune la dispoziție pentru populație vaccinarea gratuită, cu tot ce presupune ea, de la costul vaccinului până la costul de administrare, cu accesibilitate largă. Cred că trebuie să înțelegem lucrurile în felul acesta. Și mai mult decât atât, ne întoarcem la problema medicală. Testarea nu ne modifică riscul de a ne infecta. Deci, practic, riscăm să menținem propagarea virusului și pandemia să se prelungească la nesfârșit, tocmai pentru că încă avem un număr foarte mare de persoane care nu au niciun grad de imunitate. O ultimă întrebare, domnule doctor. Vă ascult acum un om care n-a avut curaj să intre în direct cu dumneavoastră în această seară. Și poate că vă ascultă furios fiind. Poate n-a avut încredere în întrebările pe care voia să vi le adreseze. Poate că e furios, frustrat, deprimat, trist și zice: nu cred. Nu cred în vaccin, e experimental. Nu cred în pandemie, e inventată. Cineva face experimente pe noi. Răspundeți-i, domnule doctor, ce îi spuneți? Deși nu v-a întrebat în această seară, ce i-ați spune? În primul rând, să înțelegem un aspect. Faptul că aceste vaccinuri încă sunt în fază de supraveghere după ce ele au fost autorizate condiționat sau în regim de urgență, înseamnă nu că nu avem toate datele de siguranță, înseamnă că mai avem nevoie și de alte întrebări. De pildă, cât durează protecția după vaccinare? Înseamnă că ne dorim să vedem care va fi evoluția anticorpilor neutralizanți la o durată mai mare de timp de la vaccinare, pe acea perioadă de 2 ani de zile. Deci, asta nu înseamnă că acest vaccin este experimental. Mai mult decât atât, vaccinul de la compania BioNTech-Pfizer a obținut pentru persoanele de peste 16 ani inclusiv autorizare definitivă, ca orice alt tip de vaccin pe care noi îl folosim de ani de zile. Deci nu mai vorbim și nu trebuie vorbit în acești termeni de ser experimental. Eu întreb invers. Cât de trist ar fi fost ca oamenii, omenirea în general, să nu aibă acces la un vaccin autorizat? Înseamnă că investițiile și tot efortul în cercetare, în progres tehnologic, în știință, în medicină, a fost în zadar. Dacă atunci când ai mare nevoie, cum e această pandemie care a omorât aproape 5 milioane de oameni, noi nu putem să dezvoltăm într-un interval scurt de timp un vaccin. Iată că, de fapt, tehnologia și progresul științific în domeniul medical și-a spus cuvântul și omenirea are acces astăzi la o multitudine de vaccinuri prin care ne putem proteja sănătatea. Este un lucru absolut fabulos și cred că nici măcar nu realizăm cât de norocoși suntem că am putut să avem acces după un interval relativ scurt la vaccinare. Legat de celălalt aspect, de așa zisul experiment la nivel mondial, aici să știți că aș îndemna să gândim pragmatic, și anume că este sau nu un experiment, da, ipotetic vorbind. Realitatea este următoarea. Oamenii se îmbolnăvesc și mor din cauza acestei boli. Persoane dragi nouă mor din cauza acestei boli. Pentru mine este esențial să mă protejez. Asta este, de fapt, realitatea. Mulțumim tare mult, domnule doctor. Vă mai așteptăm. Mulțumesc și eu. Mulțumim foarte mult pentru prezența în studio. Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare în studioul Europa FM. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.
Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.